Șumi, ai auzit ceva de interesul Galatei pentru Florinel Coman? Am citit pe aici, da. Deci ar fi Am real. citit pe aici pe diferite site-uri, am citit, am văzut și câteva fotografii cu el și am citit că ar exista un interes din partea celor de la Galat. Și al lui Fener pentru Pușcaș? Și asta am văzut, da. Sunt doi fotbaliști potriviți pentru campionatul Turciei, că tu ești cel mai în măsură să ne spui dacă e așa sau nu. Da, eu cred că pot juca la nivelul ăsta. Sunt jucător talentat, sunt tineri, dar e un campionat greu. Nu e ușor. Nu e ușor să joci. E Presiune mult mare? Peste nivelul ligii întâi. Presiune mare. Suporteri. Eu mi-aduc aminte ce au făcut lui Lato. Și săracul era nevinovat. Îl huideau un stadion întreg. De la o greșeală sau de la ceva de genul ăsta. Nu, e foarte greu. Nu e ușor. Aici te-am mai zis, te mănâncă fotbal pe pâine aici. Cât ai dat tu pe Florinel Coman maxim dacă ai avea buget nelimitat? Cât valorează din punctul tău de vedere? Nu știu. Vrei să mă cer cu Gigi? Nu știu, uite, zic eu, 5 milioane, 10 milioane, 15 milioane. Nu știu acum, că nu pot să fac un prezic, nu știu, nu este meseria mea, impresarii știu cel mai bine, conducătorii de club. Eu, din punctul meu de vedere, este un jucător care poate exploda. Este un jucător care îmi place, un jucător care scoate om din joc. Am și fost întrebat de niște ziariști aici dacă ar face față la Galatasaray și eu cred că poate juca la Galatasaray. Dacă de alți jucători eu am spus că nu vor face față și nu cred că vor face față în Turcia, da. Și nici nu s-au făcut transferurile respective, deci într-o oarecare măsură mi-au dat dreptate. Eu consider că Florinel Coman poate juca la Galatasaray fără niciun fel de probleme. Este un jucător de explozie, un jucător care, cum la fel este și Mihăilă, care îmi place foarte mult. Care eu nu mi-a fost dat să văd un jucător cu așa calități modrice în ultimii 10-15 ani. Eu n-am văzut în România așa ceva.